1-1, prieteni, între FCSB și Oțelul. Oțelul egalează, după cum a spus și în comentariu Emil Grădinescu. Te salut, Emil. Bogdan Cosmescu, te salut și pe tine. Ai spus tu că iau goluri târzii. Da. Și iau goluri târzii. Normal, e normal. E atitudinea asta de... s-a terminat programul mai devreme. Hai, mai stăm pe aici și eu spargem ușa cum s-a făcut ora 4. E incredibil această... Eu aici nu sunt, iartă-mă că spun, pentru că meciul ăsta nu l-au controlat deloc. Eu jucam slab tot timpul, adică e valabil la un meci cu Petrolul, pe care l-ai controlat, ai 2-0, aici putea să fie Oțelul în față, în prima repriză, adică ei n-au controlat meciul. Ei au jucat ca o echipă mică, experimentală, au dat un gol, nu au fost nicio secundă în control. Au fost două reprize foarte diferite. Prima repriză au trimis băieții de linia a doua, care să țină de rezultat, care n-au avut niciun fel de pretenții ofensive, n-au construit absolut nimic, au dat mingea la portar de 14 ori și au schimbat pase între ei, fundașii centrali. Asta a fost probabil și ordinul venit de la omul din Jilț, fără gol. Și, într-adevăr, și-au făcut treaba. Au încheiat repriza 0-0. După pauză au intrat corifeii, care au schimbat jocul. Eu spun că au schimbat jocul în repriza a doua. Au fost multe atacuri cu pase verticale, cu, mă rog, atacuri bune, cu gol. Cred că și golul lui Daua, eu cred, dacă acel stop cadru este corect, eu zic că mingea nu ieșită. Da, e posibil, nu știu dacă e sau deci, nu e. Deci repriza a doua s-a schimbat puțin lucrarea. Dar știi unde am eu o problemă cu discursul? Da, în teorie așa este. Sunt de acord cu tine, Emil. Cu ce nu sunt eu de acord? Adică, băi, echipa din prima repriză nu e o echipă experimentală. Ok, că poate băieții aia n-au jucat foarte des, dar când ai Djokovic, care a început sezonul titular, Ovidiu Popescu, care este titular din ce, da? Da. Companio, care a fost mai mult titular decât rezervă în sezonul ăsta. Octavian Popescu, mai mult titular. Până la urmă, ai rezerve Crețu, Ganea, fundaș și lateral, nu? Haruț. Și Miculescu. Da, care Miculescu la rândul lui intră în mai toate meciurile. Adică nu... Pe Haruț s-au dat bani mulți, câteva sute de mii, 600 de mii parcă, pe Miculescu 1-3, nu vorbim de 1,3 miliarde. 7. Deci, 1-7. Nu sunt jucători adunați de pe stradă. Nu, sunt jucători importanti, jucători buni. Jucători am spus buni. Încă înainte de meci, eram aici la emisiune, că este puțin probabil când schimb toată garnitura să poți să joci bine. Fotbalul este despre relații de joc, nu este despre individualitate. În general, acum dacă aduni niște jucători de sute de milioane fiecare, probabil că joacă... Dar uite cu cine începe FCSB în linia de mijloc. Ovidiu Popescu, Alexandru Djokovic. Cine să-ți construiască aici? Cine să îți creeze fotbal? Când tu ai practic 7 oameni defensivi. Hai să zicem Djokovic e jumate defensiv, jumate ofensiv. Deci ai cel puțin 6,5 oameni care sunt cu sarcini defensive. N-ai cum să construiești. Eu am înțeles niciodată principiul ăsta al rotației. Vorbeam cu Silviu, am ieșit din cupele europene. Acum, deci, cel mai rău caz, poți să joci sâmbătă, sâmbăta viitoare, miercuri, sâmbătă, deci tu poți să joci maxim 4 meciuri în 3 săptămâni, că n-ai cum, restul nu joci în cupele europene. Bă, să nu fii stai să joci 4 meciuri în 3 săptămâni, înseamnă că trebuie să te apuci de altceva. Da, înseamnă că ori nu te pregătești bine, ori nu te odihnești bine, ori ești bolnav. Și atunci nu se poate explica altfel. Nu e normal, e o competiție extrem de importantă și acum stai bine cu unul ăsta, tu FCSB, stai destul de bine. Adică, ce? Nu te bate FC Craiova sau ce se întâmple? Păi da, dar... Nu știu care sunt criteriile, îți mătuiesc sincer, de partajare. Tu joci la Craiova în ultima etapă. Probabil Craiova și Dinamo, probabil că fac și ele 4 puncte, așa ar fi logic. Joacă cu alea două din Liga 3-a, Bihorul și Zalău. Deci probabil că vor face și ele 4 puncte. Da, și o să vină și o să fie ultima etapă... Când o să te plângi de arbitraj, de vreme, și fii atent că joacă între ele în ultima etapă. Craiova cu... Da. Și Oțelul cu Dinamo. Oțelul cu Dinamo, da. Craiova cu FCSB. Da. Asta e... Va fi interesantă grupa. E interesantă grupa. Adică e oricum. Bun, stai un pic, să bată Dinamo și FCU Craiova. Păi ori să bată. De eu știu. Așa ziceam și de Șepși. Oricum să bată la Corvinu. Da, stai. Trebuie să ia punctele întâi. Gigi Becali la telefon. Domnule Becali, bună seara. Bună seara. Vă interesează cupa? Păi,
Normal că ne interesează. Am înțeles. Nu știu, că în alți ani nu vă... Nu... Nu ne interesa pentru că nu era așa. Acum era alt formatul ăsta. Adică faptul că vă duceți în Europa League, vă... Da, nu suntem siguri că lasă, nu de campionat, dar nu, dar problema e că noi am avut 2-0, gol valabil, mingea n-a depășit, ne anulează golul, deci ăștia sunt nebun la cap. Ok, spuneți că motivul pentru care nu ați câștigat e din cauza arbitrajului. Că dacă avem gol valabil, am luat ce mai bine. Da. Nu știu. Arată, acum uitați-vă și voi reluarea fazei, uite, bă, dar acum jumate de minge e pe limbi. Da, pare a nu fi fost, dar eu nu, adică băgați mâna în foc, că așa e, că, că e gol valabil? Nu, și capul și mâna și tot. Ok. Bun. Că văd, nu că trebuie să bag eu mâna în foc. Se vede la reluări. Și atunci, ce suspectați? Care este... Ce se întâmplă? Pentru că totuși se adună niște greșeli împotriva echipei dumneavoastră. Oamenii din asta, ce suspect? Dacă nu mai au, nu știu ce să zic. Eu nu pot să zic că e împotriva. Eu nu, oamenii nu mai au minte, au încânecime. E vorba de arbitrii slabi? Mă rog, hai să o luăm altfel, domnule Becali. Eu cred că greșeala asta... E de arbitrii slabi, da. E de arbitrii care au minte întunecată, da. Bă, asta nu e o fază foarte ușoară. E, că nu e ușoară. Este cea mai foarte ușoară, adică e extraordinar de sigură, de evidentă, nu că nu e ușoară. Vezi mingea că e pe linie, e clar. Dacă vezi că mingea atinge linia, poate să depășească circumferința. Că ea trebuie să depășească toată circumferința, dar dacă ea e pe linie, atinge și linia, o parte din minge, e clar că circumferința este o parte de nea în teren. Da, pe de altă parte, trebuie, cred că, să vă ghidați și după viteza acțiunii, după viteza în care un tușier poate sau nu să vadă un central, poate sau nu să vadă o asemenea minge. Eu nu cred că e cea mai ușoară. Orice chestie de asta, orice minge de asta pe linia porții, în spatele liniei porții, nu știu, mie mi se par, nu mi se par ușoare. Dumneavoastră vi se par ușoare. Acum... Nu, mie mi se pare, nu mi se pare ușoare. Eu văd reluarea, că nu, aici nu-i voar de viteză. Aici ei au așteptat și au așteptat hotărârea VAR. Da, aici e discuția. Dacă trebuia să intervină și de ce n-a intervenit VAR-ul? Păi dar nu, VAR-ul a intervenit. Păi înseamnă că voi n-ați văzut meci. Ba da, cum să nu? Păi și n-ați văzut că s-a oprit să verifice VAR-ul? Nu ați văzut asta? Asta zic, n-a intervenit din cabina VAR arbitru nu a avut o reluare care să-l edifice. Bine, dacă nu am văzut, înseamnă alt meci, voi ați văzut alt meci. Înseamnă ori am eu vedenii sau voi. Hai să vedem, să mai vedem cine are vedenii, eu sau voi. Okay. Eu am văzut că s-a oprit meciul și aștepta arbitru să vadă de la VAR ce zice. Eu așa am văzut. Domnul Becali, e posibil să fi comunicat cu asistentul care era undeva aproape de linia porții? Păi, dar să nu, fi vorbit dar cu el. Trebuie să intervină în situații de astea, că de gol intră mingea în poartă și gol, trebuie să intervină VAR-ul. Domnul Becali, dacă VAR-ul nu vede și nu prea are cum să vadă, atunci se merge pe mâna asistentului, care e cel mai bine plasat în situația asta. Nu vadă, domnule VAR-ul, dacă vedem noi. Bine, noi vedem, putem fi și subiectivi. Bine, și arbitrii pot fi subiectivi. Bun! Spuneți-mi... Bine, adică sunt cură. Bine, ai gata, ai gata, zice ce mai vrei. Mingea păcușă este subiectiv. Ce bine? Bine, ai zice ce mai vrei. Nu mai vrem nimic, domnul Becali. Da, vrem doar să rămâneți patron și să nu mai fiți antrenor. Asta creca am vrea și... Încă vă câteva milioane de oameni. Cred că asta ar vrea. Dar știu, e jucăria noastră. Dar așa, trebuie să țineți cont de lucrul ăsta, că sunt milioane de suporteri care vă boscorodesc, ca să folosesc un termen blând. Dar cine e dumneavoastră? Un om, unul din aia câteva milioane. Nu sunt. Cine e dumneavoastră? Dai indicație acum. Vezi cât de oameni obrazni sunt. Intră omul cu voi. După aia dați indicații, eu îți dau ție dumneavoastră acasă, la familia ta, ce faci? Păi nu e de familie aici, e vorba de un lucru, e vorba de un,
un obiect care este în atenția publicului, în atenția publică. Este atenția a milioane de oameni. Cine ești, mă, tu de știi tu atâta de deștepte, atâta de bine știi tu politică? E Emil Grădinescu, domnul Becali. Cine? Emil Grădinescu este unul dintre cei mai cunoscuți și poate cei mai vechi și cei mai valoroși comentatori din România. Cred că e un tip care și-a câștigat dreptul să comenteze. Și-a câștigat să comenteze, dar nu să dea indicații el la oameni pe proprietatea lor. Își pun un punct de vedere, bănuiesc, că cum și dumneavoastră vă puteți... Să pună punct de vedere, dar nu să spună mie. Poate să spună că vorbește cu dumneata, domnule Becali, cu tare, părerea mea că nu face bine, spună părerea, că poate spune părerea. Dar asta e să spui părerea, cum spun foarte mult, și asta e să-l obligea să spui mie în față. Domnule, că să nu fie antrenor. Eu sunt antrenor, eu văd că stă acasă, antrenorii stă acolo. Asta e obligea, la asta mă refer. Adică mă faci pe mine antrenor, adică ce? Eu sunt eu prost că eu, din dragoste pentru oameni, ai mă, să nu le răspund. Cu toate că nici măcar nu vă prind televiziunea voastră. Vreau să vă întreb ceva, domnule Becali, că mi se pare interesant subiectul. Că tot s-a deschis discuția asta. Credeți că sunteți singurul patron din campionatul nostru, din campionatul nostru care vă implicați în alcătuirea echipei, poate în schimbări? Cine ești, Grădinescu sau celălalt? Nu, sunt Samuilă. Bine, da, zi-mă Samuilă. Deci, credeți că sunteți singurul patron din campionatul nostru care dictează schimbări, care se bagă în alcătuirea primei echipe? Auzi, sau credeți că mai sunt și alții? Păi, dar eu știu că e o vorbă, că câine moare de drum lung și prostul de grijă altuia. Păi ce am grijă altuia, mă interesează pe mine... Eu nu sunt prost ca să mă întâlnesc de grijă altuia. E treaba lor ce fac. E ce mă întâlnesc, ce fac alții. Eu fac ce fac la mine în ograda mea. Uh-huh. Ce fac alții, problemă, ce vă trebuie să fac alții. Dacă ați făcut, nu știu, dacă ați făcut prozeliți, da. Pentru că asta este impresia, că nu sunteți singurul. Dacă am făcut o prozeliți, pe ce eu fac prozeliți, trebuie să ia lumea după mine, sau fiecare ce eu influențez, eu oamenii, fiecare face ce vrea și nu mă interesează. Și nu e asta discuția mea și a voastră. Uh-huh. Voi discutați cu cine vreți și părerile voastre despre patron, despre fotbal, dar nu că să-mi spună mie în față. Cum e, nu fie antrenor. Băi, băiete, bă, cred că ai ceva la cap. Nu cred, haideți că bă. Nu cred că are nimeni dar nimic la cap. Cum să-i spui un om, adică spui tu mie, domnule, să nu mă iei la mișto pe mine, domnule, să nu fie antrenor. Nu te. Păi nu cred că vă... De ce vă simțiți luat la mișto? Că dumneavoastră recunoașteți că vă implicați... Să nu fie domnul antrenor. Pe unde sunt antrenor? M-a văzut vreodată antrenor, antrenez echipa eu. Păi n-a spus dumneavoastră în 100 de rânduri că l-ați schimbat pe cutare, că l-ați băgat pe cutare. Nu dați dumneavoastră informații despre ce echipă o să joace, de exemplu, cu Rapidul. A spus deja de o săptămână. La fel ați făcut și cu Petrolul. Nu este un antrenor. Ai cap? Știi ce înseamnă antrenor? Ce înseamnă să faci echipa și ce înseamnă să antrenezi echipa? Haideți, păi ne luăm acum de nuanțe. Cum antrenezi echipa că de 2 ani de zile n-am fost la bază? Ne luăm de nuanțe, domnul... Păi nu de nuanțe aici, vorbim de antrenori. Dar cine antrenează echipa vorbim, nu? Dar omul care hotărăște schimbările și omul care dictează echipa de început, ăla cum se cheamă? Ce este? Antrenor, selecționer, cum e? Stăpânul echipei și ăla face ce vrea el. Dar nu ca antrenorul, el cel ce antrenează echipa și care face fiecare zi antrenamente cu echipa asta. Și care face ce spune stăpânul. Stăpânul îi zice, scoate-l pe ăla, bagă-l pe ăla. Păi, nu știu dacă ăsta se cheamă antrenor. Și care e problema ta? Păi, problema mea este că terminați pe locul 2 de 9 ani de zile. Terminați pe locul 2 de atâția ani de zile. Și stăpânul e cine dă ordine. Domnul stăpân, termină echipa de 9 ani de zile pe locul 2. Nu mai luați un titlu. Nu mai luați... ați luat o singură cupă în intervalul ăsta. Haideți, domnule. Care e problema ta? Nu înțeleg. Pe mine mă înțează ce mănânci dumneata acasă și cu ce mașină mergi și cu ce salam mănânci acasă. Asta nu e un argument.
Domnule Becali, asta nu e un argument. Hai să discutăm pe argumente, hai să discutăm pe, păi, nu, pe realități. Păi, păi ce să mai băgăm aici ce mănânc eu acasă? Dar cine ești dumneata să dau argumente? Ce treaba am cu argumentele tale? Deci nu dai mie argumente, domnule Becali. Nu dai mie, dai suporterilor. Domnule Becali, nu-mi dai mie, dai suporterilor. Îți garantez că ăsta este adevărul. Dai raportul suporterilor. Sunt milioane de oameni care țin cu echipa asta și care se simt frustrați. Nu știu dacă îți spune cineva lucrul ăsta, nu știu, e bine să ți-l spun eu, să-l iei în calcul, să-l iei în considerație. Râde, mă. Bine, mă, hai, bine, hai să fii sănătos. Hai, că voi nu o scoate omul la cap, că voi... Păi ce, că n-ați făcut nimic în viață, vreți să... Da, ușor, da, ușor, da. Ușor, domnule Becali, asta bine, cu bine, făcut în viață... Bine. Dar nu, dar faci omul ca să facă păcate, da, voi la tot ce spun să facă păcate. De ce? N-aveți respect, n-aveți bun timp și vă dați prea mari. Adică omul dacă intră la voi, bă, ieșeam eu din emisiune, puteai să-ți dai cu părerea, puteai să mă numești și antrenor, deși nu-i frumos. Bă, domnul Becali, domnul face pe antrenor, nu-i bine, nu-i părerea mea căcutare, că trebuie să lasi la antrenorii să facă schimbări, lăsați, n-ai. Alta e să-ți dai cu părere, alta să-i spui omului în față, mai și domne antrenor. Asta e prăzicie. Oricâți ani ai avea tu, că am auzit dumneata partidului, e bine, că am auzit. Normal că ați auzit. Domnule Becali, să vă spun ceva. Mai sunt și altfel de ziariști, nu doar aia care pleacă capul și vă cântă în strună, să știți. Păi, dar ce să pleci capul? Că n-am nevoie să pleci capul, să-ți cânt struna în mie, nimeni nu vreau să-mi cânte mie strună. Eu văd de familia mea și de glia mea și de treburile mele. N-am treabă să plece capul jurnalist la mine, că n-am avut toată legătură cu jurnaliștii, nici influență la jurnaliști, nici n-am dat șpază la jurnaliști. Nu mai sunt, dar niciodată jurnaliștii pe mine. N-am avut treabă cu ei. N-am avut nevoie să plece capul. N-ați dat niciodată șpagă? N-ați dat niciodată șpagă? Da. Ok. Dar... N-am dat niciodată în viața mea nici măcar 5 bani la un jurnalist șpagă. Că nu este normal așa ceva. Și ce nu e normal eu nu fac. E ceva anormal. Când îți dau la jurnalist șpagă. Am înțeles. V-a mulțumit echipa în prima repriză? Auzi, după ce am avut discuțiile care le-am avut, eu cred că n-are rost să mai discutăm, pentru că voi nu dați telefonul ca să discutăm despre fotbal, am mulțumit. Voi dați telefonul ca să faceți șicane. Și atunci, pentru ce să vorbesc cu voi? Adică eu spun... Domnul Becali... ...trenorile acum. Eu spun că, domnule, e gol valabil, păi, dar nu, că e aici, că nu știu ce, că n-a știu cum, că, păi, da... Păi da, da, interes, că nu știu cum. Nu, domnul Becali, o singură chestie v-am zis eu și mențin părerea că nu este o fază ușoară pentru niciun tușier și pentru niciun arbitru. Păi, domnule, okay. Dumneata, voi aveți meciul, voi îl aveți meciul? Da, avem stop cadru cu faza respectivă. Deci dacă ai stop cadru, nu se înseamnă că și voi, din cauza că sunteți împotriva mea, aveți minte întunecată, că în România asta... Toți oamenii care sunt împotriva mea și au minte întunecate și spun lucruri trăznite împotriva mea. Asta faceți și voi acum. Dar vă întreb un lucru. De ce credeți că are lumea ceva împotriva noastră? Nu toată lumea, numai câțiva. Ok. De ce au acei ceva, câțiva, ar avea ceva împotriva noastră? De ce credeți lucrul ăsta? Pentru că fiecare nu știu, adică știu ce are de invidie, de răutate... Oamenii sunt oameni buni, oameni răi, oameni invidioși, oameni neinvidioși, oameni care ei cred ei că sunt deștepți și că, domne, la fotbal trebuie să facă Becali așa, că își dau ei cu părerea, nu știu, probabil, nu știu exact, că nu sunt Dumnezeu să cunosc de ce. Nu, nu că aici discutam de arbitri, domnul Becali, da? La faza asta. Că noi discutăm, de fapt, supărarea noastră provine... Nu că a avut cineva cu mine. Păi, supărarea noastră provine după meciul ăsta dintr-o decizie de arbitraj, corect? Da, nu-i normal. Ok, bun. Nu este prima decizie de arbitraj. Și de asta vă întreb, noastră, pe de altă parte, spuneți, oamenii au mintea întunecată...
sunt greșeli cu repetiție. Încă o dată zic. Dar uitați-vă să vedeți, luați-le meciurile și o să vedeți. Bun. Câte puncte am pierdut în minutul 94, minutul 90, minutul de, din greșeli de arbitraj, cu 11 metri care n-a fost, 11 metri care nu ne l-a dat, vezi, la Pantea, 11 metri când lovește mâna clar și noi ne dăm 11 metri. Deci multe chestii de genul ăsta care s-au întâmplat. Bun, de și astea sunt întâmplări? Astea sunt întâmplări? Da, da. A, deci pur și simplu s-a nimerit arbitru greșit la momentul pot... Da, excluzând Povaci. Când, adică toate celelalte sunt întâmplări. Numai cu Kovaci nu discutăm ce e, ce nu e. Adică de Kovaci, când e cu adă frații Kovaci, poate să fie altceva. Dar cu ceilalți sunt întâmplări. Ok. Bun. Și Kovaci? Kovaci nu știu ce se întâmplă. Cu ei doar spun că nu cred că se întâmplă. Pentru că e prea valoros arbitru ca să greșească. Mă întorc totuși la meci, deși dumneavoastră spuneți, domnule, nu discut cu voi. Insist cu întrebarea. V-am mulțumit prima... Ca să vezi că, uite, eu nu sunt omul dușmănos și n-am răutate. Normal că am 65 de ani și când văd că un om, adică îi răspuns cu dragoste și când vezi că are o brăznicie, normal că nu mi-a trecut încă, nu sunt încă sfânt. Și încă mai am alea ca să răspund. Deși putea să nu răspund. De acum, ca să vezi că mi-a trecut zi, ce vrei să vorbim? Despre meci. Despre meci, normal, a fost echipa care a fost la început, care s-a văzut că i-a văzut 4 jucători schimbați, aia erau care încurcau. Mai mult. Și am schimbat și asta e. Dacă puteam să schimb, de exemplu, dacă m-ați întrebat, i-am dat telefonul meu, băi, zic, băi, dacă pot să schimb 10, regulamentul 10 schimb. Dacă puteam să schimb 10 jucători la pauză, schimbam 10. Ok. Da. Totuși, mă uit la echipă. Domnul Becali, de la mijloc în sus au fost așa. Djokovic, căruia i-ai dat salariu bun, da? Și pe care un jucător care a făcut un meci ok împotriva Petrolului, Ovidiu Popescu, care este titular, e Miculescu, pe care ați dat 1,7 milioane, e Tavi Popescu, până acum un an, marea speranță a fotbalului românesc, și golgheterul campionatului trecut, Companio. De ce să nu meargă treaba în prima repriză? Uite, și ce vreau să fac? Ce înseamnă că... Bun, deci hai să-i luăm pe rând. Fiecare om care mi-a dat jucător care a spus, îl schimbam astăzi la pauză. De ce să nu meargă? Păi uite că nu merge. Și o să cumpăr alții de la dacă ei se poate și gata. Până nu o să fac o echipă puternică, uite așa o să-i schimb, știi cum? Bandă rulantă. Acum mai apare o întrebare apropo de discuția de mai devreme. Domnul Becali, credeți că un jucător... Sau credeți că într-o echipă, dacă echipa respectivă nu are relații de joc, dacă astăzi se schimbă un jucător, dacă jucătorii joacă doar 45 de minute, intră altul și joacă alte 45 de minute, cum se întâmplă, de exemplu, cu Tavi Popescu și Miculescu, le dați câte 45-45, credeți că într-o asemenea echipă pot să funcționeze lucrurile? Credeți că sunt, adică nu credeți că e nevoie de relații de joc? Nu credeți că e nevoie ca jucătorii să joace? Auzi, cred că acum iertați-mă, dar trebuie să vă spun. Cred că nu aveți lumină să vedeți clasamentul. Iar aveți întunecime. Voi nu vedeți clasamentul, înseamnă. Păi eu văd clasamentul, dar nu credeți că în contextul în care CFR Cluj se reconstruiește, da? În contextul în care Craiova lui Rotaru are problemele pe care le are, nu mai bate, în contextul în care Rapid a pierdut o sumedenie de puncte, nu credeți că trebuia să... Sau nu credeți că ar trebui să câștigați campionatul ăsta fără emoții? Păi, dar nu cred că dacă luam de la City 5 jucători și de la Manchester, dacă nu cred că dacă luam și de la Real Madrid, nu cred că... Tot ne vorbesc de locul întâi și basta, da? Că nu cred, că eu cred, că nu cred, ce cred, aici nu-i pe crezute. Aici e vorba că suntem pe locul întâi și atunci sunt foarte mulțumit de echipă. Da? Dar de echipa care știu eu și în fiecare meci și astăzi, nu vi spun. Am văzut doi, poate, jucători care nu vor mai fi în echipă titular și care am pus bază în ei.
și care poate și chiar am transferat din ei. Dar nu vă spun că nu pot dau nume, că nu vreau să critic jucătorii, să supere jucătorii. Dar iau măsuri, adică văd despre ce e vorba și fac selecție. Și bun, până nu fac o echipă puternică, nu o să schimb, continui schimb. Și dacă un jucător, domnul Becali, și dacă un jucător se antrenează excepțional într-o săptămână, dar este un jucător pe care, despre care dumneavoastră spuneți, domnule, nu o să mai joace, că nu mi-a plăcut, că nu vreau. Jucătorul are vreo șansă să intre în echipă? Nu intră, mă, nimica dacă nu-mi place de el cât timp pe ele. Păi și dacă se antrenează foarte bine în săptămâna aia? Exact, știu, dar dacă intră, dacă și cu parcă, se plimba în barcă, și amândoi sau unecat cu dacă. Eu știu că sunt pe locul întâi, știu că sunt mulțumit de echipă și știu că sunt jucători care nu o să mai joace. Și știu că mai am nevoie de un atacant și gata. De companie da, nu vă mai place? Păi îmi trebuie un atacant. Îmi place și foarte bun companie, dar îmi trebuie un atacant. Păi companie e golgheterul campionatului trecut. Păi da, dar dacă am zis că vreau un atacant, de ce dumneata eu spun una, dumneata trage alta? Deci eu spun că vreau un atacant. Dumneata spui, nu mai îmi place copac. Vezi? Păi sunteți cârcotași. Dar eu nu mai răspund la cârcotelile voastre. Ok, dar ce să înțeleagă cineva dacă dumneavoastră spuneți că vreți un atacant în condițiile în care... Să înțeleagă că vreau un atacant de calitate care intră în combinații, puternic să intră în combinații. Asta să înțeleagă ce vă spun vouă. Uh-huh. Deci să înțeleagă ce spun exact motamo. Nu să deducă altceva. Că omul de bună credință nu te duce. Omul de bună credință, bă, a zis Becali că aia e neagră. Nu mai zice că de ce nu e albă. Voi asta faceți. Dar treaba voastră, fiecare om face și aștepte cum și aștepte așa. Doamne, și fiecare face ce vrea cu viața lui. Și nici nu mă supăr pe voi. Dai, nu cred că aveți motive să vă supărați, domnule Becali, îmi cer dar scuze. Dar nu am ce vă supărați, ce mă supăr, mă, dacă voi eu spun că vreau un atacant de valoare și tu spui, a, nu-ți place compania? E întrebarea logică, dacă ai un jucător da, pe o anumită poziție, care deci, jucător ți-a dat, dacă, ți-a dat randament campionatul trecut, a fost golgheterul campionatului trecut. Și ce trebuie, să nu mai iau un atacant? Ba da, văd că și pe Băluță tot pe postul ăla îl folosiți. Tot atacant, nu? Nouă fals sau ce joacă? Păi nu, Văluț se joacă în dreapta atacant. Dacă funcționa Tavi, zic, a, el atacant de lusă. Dacă nu funcționează Tavi, dacă nu funcționează Rotariu în dreapta, dacă nu funcționează David Niculescu în dreapta, atunci ce îți face? Am înțeles. Mulțumesc, domnule Becali. Asta e părerea mea. Voi, treaba voastră, comentați-le cum vreți. Eu fac treaba mea, voi comentați, nu mă supăr ce comentați, numai să nu jigniți, domne, nu mai fi antrenor. Adică e urât asta. Pentru da, că nu sunt antrenor. Eu sunt stăpân care comand la echipă. Și am niște antrenori care antrenează echipa și trebuie să ascultă ce zic eu. Da, nu știu și cu noțiunea de stăpân cum e, domnule Becali. 2023 stăpâni, nu știu, mai există stăpâni în 2023? Păi de când e lumea asta, eu nu în 2023, de când s-a făcut lumea Dumnezeu, de când a făcut-o, există stăpâni și slujitori. Așa a lăsat Dumnezeu lumea. În sens bisericesc sau în ce sens vă referiți? Că slujitor nu mai există în 2023 sau v-am dorit să nu mai existe? În toate sensurile există stăpân și slujitor și slujitorul să slujească stăpânului întru totul ca lui Hristos, zice Sfântul Apostol Pavel. Și stăpânul să aibă grijă de slujitor și să-l protejeze și să-l iubească ca pe unul din familia lui. Așa zice Apostolul Pavel. Asta întreb. Și deci e sens bisericesc că lumea trebuie să facă nu, diferența. Păi în sens bisericesc că e o diferență. Nu sunt slujitor în 2020. Deci noțiunea de slujitor în 2023 pentru voi, pe care pentru lumea o înțelege schimbat, pentru lumea asta care schimbă sensul omenirii cum l-a lăsat Dumnezeu pe pământ, ce a fost atunci și acum și ce a spus atunci va fi lumea până când va fi când se va veni sfârșitul lumii. Sensul este stăpân și slujitor. Dar nu e vorba că nu este. Voi luați sensul de stăpân ca sclav. Da. Nu sclav. Nu, păi, dar nu e sclav. Stăpânii altceva și sclavii, sclav, slujitorii altceva, sclavii altceva. Da?
Da? Păi, asta spun, deci noastră... Slujitor, deci dumneata ești slujitor care slujești patronului care are o regiu asta. Nu, eu nu sunt, eu nu mă consider slujitor, dar... Păi nu slujești, ce faci? Nu, eu muncesc, nu slujesc. Slujesc la, eventual se slujește la biserică, eu muncesc aici. E locul meu de muncă. Eu vin, sunt plătit pentru ce... Păi slujești la locul tău, de slujești munca ta, asta e slujba ta, asta e slujba ta, să slujești ca jurnalist unui patron la Borinci. Și patronul este stăpân și tu ești slujești. Ok, e... Uite, voi în sensul pe care îl vedeți voi, uite, văd eu acum la Digi, perfect, jumate din... Hai ca să mă uit să văd și eu comentarii la care ăștia, măcar... E... Hai ca să văd și eu, iertați-mă, da? Sănătate! Domnul să vă ajut! La revedere! Da. Bogdan Cosmescu, te văd... Nu e ce să, nu e nimic de vedere, nu, nici nu am ce să spun. Nu am ce să spun, eu admir încrederea cu care Emil intră în discuții cu domnul Becali, tu intri în discuții cu domnul Becali, nu văd de ce rost au. Nu au niciun rost, discuțiile sunt, bat într-o ușă închisă, nu există noțiunea de discuție, nu văd care ar fi motivul pentru care ai face acest lucru. Nu, dar Emil a zis o chestie foarte corectă până la urmă. Eu nu zic că n-a zis corectă. Nu, a zis un lucru care trebuie subliniat. Cineva trebuie să spună la un moment dat. Trebuie să spună asta. El poate că nu știe. Ba sigur știe, na? Că n-are cum, că nu... Nu știu, nu știam. Ceaușescu când intra în alimentarele, că tot văd documentare pe Facebook. Le vedea plin, ăștia că i-a fug groba și într-o parte la alta. Da, și știa că e ok. Da, mă îndoiesc că... Agenturile străine, asta. Da, dar e Gigi Becali astăzi, totuși mai aude discuțiile astea. Și nu e prima când zi se spune că... Ok, poate nu i-a mai zis nimeni că ești, de ce ești antrenor, cum i-ai zis tu. S-ar putea să fi fost primul care a zis, dom'le, de ce ești antrenor? Să nu fie antrenor, să fie doar patron. O să vadă că există deja un început de răzmeriță de genul ăsta în rândul suporterilor. O să vadă că au apărut și tricouri, au apărut și e o întreagă campanie. O să vadă despre ce e vorba, dar deocamdată așteptăm. Așteptăm meciul cu Rapid. Așteptăm, mă gândesc că dacă o să înceapă Rapidul să conducă și să fie un 2-3-0 cum a mai fost în vară, să nu se răscoale stadionul până la urmă. Apropo de Rapid, că trecem ușor și la povestea asta, înțeleg că îl trimit pe Petrila, că ar fi o ruptură destul de serioasă și că l-ar trimite și ei pe la Mariana Vraciu Minune, Mariana Kovacevici. Că bag de seamă că doamna asta poate să trateze niște chestii care par de netratat. Stoica spunea că nu e nimic supranatural, are un gel care pur și simplu e bun conductor de electricitate, mai bun decât există pe piață sau există în mod obișnuit. Că se pare remarcabil că marile companii pharma, astea care vin și cumpără orice, adică discutăm de cei mai bogați oameni ai planetei, N-au ciocănit la ușă acolo. N-au ciocănit la ușă și să întrebe, doamne, ce? Hai că vrem să-l cumpărăm, dacă e atât. Ți-am spus, eu nu sunt convins că această chestiune nu are repercusiuni ulterioare. Nu peste o săptămână sau trei. Uh-huh. Peste trei ani. Bă, știi că zice bine, Bogdan. Nu știu. Zice bine. Pentru că altfel, dacă ar fi așa, la Florinel Coman, care iarăși e la... Da, deci s-a vindecat miraculos atunci, în câteva zile, trebuia să stea nu știu câte săptămâni, acum iar are iarăși. De ce marile echipe din Anglia, care investesc 100 de milioane de euro în jucător, nu trimit pe nimeni? Ei, nu, da, înțeleg că, de exemplu, s-au fost văzuți acolo Modric, au fost văzuți tot felul de... Am zis din Anglia, din Premier League. Ok, nu știu din Premier League dacă au fost văzuți, dar din... Înțeleg că au fost văzuți jucători de la echipe importante. Nu, nu săriște, preferă să aștepte o lună jumate să se facă bine cu metodele clasice decât să facă bine acum. Cine știe ce cicatrici rămân pe acolo și ce se întâmplă peste și după aceea te trezești că din 3 în 3 luni tu faci ruptură. Și nu știi de ce. Nu știu, poate vreți cu păcat, poate că nu e așa, nu știu, dar mi se pare vorba lui Emil. Incredibil să fie singur om din lume care face asta. Nu s-a întâmplat niciun domeniu. Să fie cineva unic. Da. Nu știu, mi se pare bizar. Emil, crezi că a înțeles ceva?
e greu să-ți răspund. Pe undeva, cred că acum o să se uite și să întrebe pe aia, băi, cine mă grădinesc cu ăla? Ia vedeți mă ce-i cu ăla, ce... Și o să vadă până la urmă și niște zeci de articole, nu, zeci de postări pe Facebook în care mi se reproșează că iau brânză de la Becalici, că sunt plătit de Becalici și așa mai departe. Și probabil că o să se întrebe, bă, totuși ăsta e unul care din interior cumva îmi spune niște lucruri. Și bine, asta cu obrăznicia, el e normal, este înconjurat de o mare de oameni cu capetele plecat. Este clar. Unde se uită, nu-l privește nimeni în ochi. Sunt toți, uite așa, cu fruntea în pământ. Inclusiv antrenorii și așa mai departe. E obișnuit să fie tratat cu mare deferență și cu mare respect și de-aia stă cu orele pe la alte posturi. Aici dacă vii și îl întrebi ceva concret sau îi spui ceva, o realitate care există și de care el poate că nu e conștient și nu cred că este conștient. Eu nu cred că își dă seama de amploarea acestui curent de opinie împotriva lui și împotriva obiceiului lui. El poate că e un om, și am auzit din multe surse, că este un om ok, cucernic în viața extra fotbal, este un om ok. Dar ce face la echipă, el trebuie să țină cont. Ok, ești patron, dar nu poți să-ți bați joc de sentimentele a milioane, repet, iarăși, a milioane de oameni. Adică trebuie să ai o strângere de inimă dimineața când te trezești, după un meci ratat, ca ăsta, de exemplu, și trebuie și să simți totuși valul ăsta de energie negativă care vine și pe care trebuie să-l simți. N-ai cum să nu-l simți. Și dacă vine cineva să spună, bă, vezi că nu e bine așa, mă rog, reacția a fost civilizată, n-am. Bine, a spus acolo niște prostii, l-a luat puțin apa, dar i-a trecut și a revenit la starea de cucernicie care îl caracterizează de la o vreme. Da, da, acum 10 ani cred că ar fi făcut mult mai urât. Știu. Bun, hai să-l ascultăm pe Cristiano Bergodi. Vorbește despre meciul cu Steaua, ce săptămână are Rapidul. Întâi Steaua, după aia FCSB. O victoria ne-a dus acolo sus, pe primul loc, și după ai șansa de a juca cu CFR în Giulesti, al treilea match din grupa, și ai o șansă mare de a ajunge pe primul loc. Știți că primul loc în grupă de Cupa România te aduce în Giulesti acasă să faci un sfert de finale acasă. Și normal că e mai bine să joci acasă decât în deplasare. Și atunci mâine e un match foarte, foarte important, se lupta dintre ei și CFR cu Cluj, e derby acolo sus, în Transilvania, și un match important. Ma derby, io non vorbesc, è un match de cupa cu CSA Steaua, după, repede, se ne voi, e mai bine pentru voi, vorbiți voi, no, io nu. Derby este FCSB-ul, nu? E un match cu CSA Steaua și după duminica avem celălaltru match cu FCSB. Cum va fi atmosfera? Ba, eu adesso non stio, dar n-am aflat nimic, adică dar cred eu că vine lumea, pentru că oamenii se identifică, cum se spune, cu această echipă, și astea, o repet, întotdeauna e această discuție, cine astea, cine nu e, și atunci cred eu că oricum mine va fi un match cu oamenii, cel puțin suporterii, că au orgoliu mare, nu? Pentru că joacă împotriva Rapidului, echipa lor, și astea Steaua, și atunci e normal că cred eu că va fi o atmosfera frumoasă. Eu sper că va fi multă lume acolo în Ghencea și eu mă bucur că jucăm în Ghencea, pentru că știu că e un teren impecabil și asta e foarte important, pentru că am văzut și meciuri de cupa cu echipe din Liga 2, unde terenurile nu sunt așa de bine în grijă. Da, l-am ascultat. O altă veste îl vizează pe Hanca. Înțeleg, 4 luni. Eu am spus de atunci accidental. Că este posibil ca accidentarea lui Hanca să fie mai grav decât al lui Iancu.
Sigur că al lui Iancu a fost imposibil de privit, îți făcea rău, dar în sine accidentarea la ligamente, cum am înțeles, care Hanca, poate fi mai gravă decât o fractură deschisă, repet, îngrozitor de privit, dar care se consolidează și după aceea poți să joci fără probleme. Nu cred că a fost deschisă, a fost totală. Da, deschisă, dar... da, i-a târnat piciorul într-o parte. Da, dar nu e deschisă, deschisă când iese ca osul prin piele. Osul, da. Mă rog, și aia e gravă, atunci ai nasol. Da, în fine. Da. A fost așa, pe piciorul într-o parte, da, nu știu. Încă o dată nu merită decât să fie fericitată... Scuză. Îmi pare rău, nu e morbid, de râs. Morbidul... Îmi cer iertare, dar... Morbidul... De nivelul de... Să spun. Încă o dată se vede cât de slab este acest arbitru, Radu Petrescu. Este îngrozitor de slab. A ajuns, grație domnului Vasara, să conducă meciul de Champions League. Este remarcabil. Domnul Vasaras va fi pomenit de rasla arbitrilor din România când se va retrage, drept întemeitorul acestei meserii în România. Deci este, pentru arbitri este mană cerească. Pentru restul, mai puțin. Dar pentru arbitri este ceva... Deci a adus niște oameni... poate nu-i competențe, mult spus. Modești, mediocri. I-a dus la un nivel uluitor. Da, realitatea e cu golul ăla, că e foarte cotoioasă faza. Cu golul anulat lui Daua. Pare să fie gol valabil. Uite. Pare să fie gol valabil. Nu știu, eu nu știu. Unghiul ăsta cred că este defavorabil FCSB-ului. Așa e. Unghiul ăsta este, pare, duce mingea mai departe decât e realitatea. Dar îți spun ochii, ăsta e momentul în care lovește, 100%? Eu nu știu. Nu știu. Asta da, în principiu ăsta ar fi. Auzi, știi ce? Băi, dacă ți-a dat golul cu Petrolul, ăla lui Băluță, și acolo e un mare semn de întrebare, hai să o lăsăm așa. Dar acolo ți-a până la urmă punctele, pentru că nu-i penalti niciodată. Radu Petrescu, repet, este un arbitru foarte slab, nu poate fi acuzat de părtinire, că nu are nicio părtinire. Dar el toate deciziile le ia invers. Eu sunt sigur că e asistentul. Bun, asistentul ce are? Are în față și poarta, că e pe partea asta. Da. Are în față o plasă, încă o plasă. Dar întrebarea e de VAR. Intervine VAR-ul la faza asta. Problema este că nici VAR-ul nu poate să intervină. De fapt, despre asta nu poate să intervină. Nu este 100%, e 99% că e corect. Dar nefiind 100%. Dar asta spun, nu ai cum să intervii la așa ceva. Să zici, domne, sigur e așa, este. Da? Păi, hai să dăm în full, să vedem imaginea. Bă, ce frumusețe de arbitraj a avut. Nu, asta e momentul. Dar aici el nu lovește. El aici nu-i lovită mingea. Da. Auzi ce frumusețe de arbitraj a avut Găman la un meci mai frumos ca asta mult. Chindia cu Petru, fără VAR, fără presiune, n-a zis nimeni nimic, niciun fel de problemă. Bă, spune, bine, VAR-ul aici ăsta... faza asta naște discuții și scandal. Acolo n-a fost... Uite, asta, e bună... E bun cadrul ăsta. Da. Nu, asta nu, asta nu e. Nu, e mai edificator ăsta. Da, mă, în mod normal spui. Eu ce vreau să subliniez este că mie mi se pare foarte greu de judecat faza și pentru tușier și pentru arbitru și pentru oricine. Așa, inclusiv pentru VAR. VAR nu poate să intervină la așa ceva. Corect. Dar discuția noastră se poate îndrepta către atitudinea FCSB-ului pe final de meci și pe meciul ăsta. Deci, hai să le luăm. UTA, Clujul, Petrolul. Ce e cu ta? A urmat să meciuri, zice, mă. Meciuri în care ai avut avantaj și l-ai pierdut. Da, cu ta a urmat să zice ce putea să facă Emile. S-a tăiat ce dezlănțuit? Nu, dar... Au jucat în 10. Da, a avut un 0, a luat pantea, 2-1. A luat pantea roșu în minutul 45. 35 se întâmplă. Da, la parte UTA. Ok, da, la parte UTA. Da? Rămân vreo 4 meciuri doar acum, după episodul ăsta. Da, problema da? Pe care... Stai că ți le spun, că le-am notat aici. Pe care Gigi Becali nu o realizează, că el zice, uitați-vă la clasament. Hermannstadt. Okay. Hermannstadt. Da, 2-1. Dar dacă te uiți la clasament acum vreo 3 săptămâni și vezi ce diferență de puncte era și cum e acum clasamentul, îți dai seama că nu mai ești... Fii atent. Partizanatul este foarte important. El nu vede decât partea goală a paharului. Adică, vede că nu i s-a dat 2 penaltiuri cu Cluj.
El uită că a primit două penaltiuri discutabile cu Farul și cu CFR. Nu, ăla nu e discutabil. Bun, cu Farul. Farul a fost ăla și cu CFR. Dar și cu CFR Cluj e discutabil. Da, e discutabil. Mă, e discutabil. Degeaba că e contact. Asta povestea cu asta, contactul ne-a mâncat capul, povestea cu contactul. Adică nu e, ăsta e sport de contact. Nu mai judecă nimeni dacă acel contact, respectivul contact, se duce la căderea jucătorului sau este o simulare îngrozitoare. În fine. Deci el vede numai așa, că el a pierdut cu Cluj pentru că nu a dat două penaltiuri, că a făcut nu știu cu cine, nu știu cum, așa vede. Ți-ai zis, Partizanatul este foarte... Eu cunosc suporteri care ți-ai zis, văd cu totul altfel. Pe cuvântul meu, spune-o, dacă e suporterul echipei, și cu atât mai mult patron bănuiesc, bă, ți se pune un filtru pe ochi, vezi altfel. Cunosc suporteri de Amoviș care au spus că e clar că nu este offside la Gregoriu atunci, la meciul de la Sib cu Hermannstadt. Da, da, așa e, nu așa e. Deci că mie mi se pare că este offside văzut cu ochiul liber. Să te ridici puțin peste condiția asta de suporter. E complicat să te ridici, da. Tu nu trebuie... Nu, tu... Tu suporterul trebuie să te ridici peste condiția. Vorbeam de noi. Da. Eu când am vorbit despre subiectivism, atunci a luat foc patron. Când am vorbit despre subiectivism, poți să vorbești din poziția unui suporter, poziție care este alterată, până la urmă, de subiectivismul tău. Așa, spuneai de fapt, de... Da, deci, hai să vă spun. Cu Hermannstadt ai avut 2-1, s-a terminat 2-2. Cu Cluj ai avut 2-1, s-a terminat 2-2. Cu Petrolul ai avut 2-0, s-a terminat 2-2. Mergem în spate. Cu Farul ai avut 2-0, s-a terminat 2-3. Este această atitudine păguboasă de echipă mică care ciupește, care ciugulește pe final de meci să rămână așa. Sunt convins că este impusă de antrenori. Sunt convins. Așa face și Simone Inzaghi, care a dus-o pe Inter până în finala Champions League. El dacă deschide scorul cu Catanzaro în turul întâi din Cupa Ligii Italiei, după aceea se prefeze să se apere. Nu știu dacă antrenorii ăștia pot impune ceva. Nu știu dacă sunt ascultați. Nu știu dacă sunt puși în poziția asta umilitoare, după părerea mea, pentru un profesionist adevărat, de a asculta ce îi se transmite și Emil, de a executa ce îi se transmite. Nu știu dacă acești antrenori sunt mai departe ascultați. Nu, dar mai e ceva. De jucători. Mai e ceva. Sunt ascultați. Mai e ceva. Dacă ai bagă seamă. Mai e ceva. Că tu vorbești de echipă mică și de... De-aia, țineți minte, nu știu dacă ați văzut, documentarul All or Nothing cu Manchester City. Cu Guardiola, care era într-unul dintre anii, da, în care câștigă titlul, da, în Champions League iarăși o dă de gard, și în care explică cum se construiește mentalitatea unui club mare. Cum se... Pentru că el povestește aia de la Real Madrid, când intră, n-au niciun fel de problemă, au încredere, au top, da? FCSB nu mai este o echipă câștigătoare. FCSB un club câștigător. Nu este o echipă mare, în primul rând. Nu este o echipă mare și nu este un club câștigător. De ce este un club, echipă mare când te bată cu prălupurile toți? Mic. Este un club, nu mic. Este un club care, că mic nu poți să fii, termin pe locul 2, dar nu mai ești un club câștigător. Iar mentalitatea asta de câștigător, aia se transmite din generație în generație. La fel, senzația de loser. Pe care, de exemplu, aia la Liverpool la un moment dat o dezvoltaseră în asemenea hal încât 30 de ani au câștigat campionatul. Bayer Leverkusen, Tatea Dosador pe locul 2. Da? Se rostogolea și nu mai avea încredere. În momentul în care venea momentul ăla să faci diferența, tu în loc să te duci să marchezi și golul 2 și golul 3, tu te apărai și primeai golul de 1-1. Măi, o idee pe care ai împachetat-o foarte frumos și foarte convingător. Eu văd lucrurile puțin mai simplu. Dacă, Dumnezeule, îți merge jocul vreme de 60 de minute și faci pressing și ataci și combini și ai jocul în mână, de ce să renunți la planul ăsta de joc și la atitudinea asta față de fotbal și în ultima jumătate de oră să te călărească niște echipe... Dar ce, numai la FCSB ai văzut-o? CFR a câștigat 5 titluri stilul ăsta. Ei nu puteau mai mult, dar ăștia pot. Ăștia pot, asta e problema. Nu mai pun nimic. Ba da, pot. Mi se pare niște. Au jucat bine cu Petrolul, 60 de minute au jucat bine, au dat drumul la minge, acum iarăși s-a schimbat jocul când au intrat ei, pot, asta mă enervează, că ei pot și nu fac. Da, în fine, mie mi se pare o problemă, adică stau să mă gândesc inclusiv Hagi anul trecut, schimba placa în repriza a doua. Deși fotbalul lor era foarte frumos în prima repriză, când aveau avantaj, inclusiv Hagi, ții minte, băga un fundaș, băga ceva și repriza a doua suferea. Doar că... Da, Hagi ți-a câștigat de două ori în fața FCSB-ului, da, pe atitudine. A câștigat și Astra. De la 2-0 avea 1-2. Avea 1-2 pe minutul 91, era condus. Și pe antrenor, Emil. A câștigat 3-2. Și pe antrenor, da? Că tot vorbeam. Mulțumesc mult, Emil, mulțumesc Bogdan Cosmescu. Vă mulțumesc, prieteni. Să aveți o noapte liniștită.